Bine ne regăsim la cărțile săptămânii. Vom vorbi despre doi autori, doi părinți, mai bine zis, două doamne, două părinte autentice, mai refer primul la Camera Leonte, o părinte care reprezintă cu cinste poezia ieșeană. Am de piață, un titlu destul de puternic, soțit de o prefață semnată de Emanuela Ilie, apare la Ideea Europeană, la Contemporană. Este o antologie bine structurată și care, practic, acolo cărțile publicate de Camera Leonte de anul timpul. O felicităm și ne bucurăm de noua ei apariție. O altă poetă este Elena Nază, Odă iubirii, apărută la editura Simpozion, Simpoieziu, și în care tema, vă dați seama, este iubirea. De altfel, ea spune că fericiți sunt cei care trăiesc în iubire. Ce le poate să contradică această asertiune. Și avem o carte mai rar, folosită mai rar, o temă mai rar aplicată, mă refer la o cronologie a unui greco-moldav, Iorgu Gălățeanu, apărut la Corredin, în anul care, la sfârșitul anului care a trecut. E, practic, Iorgu Gălățeanu și-a făcut aici cronicile de-a lungul timpul despre cărțile lumii sale. E, cred că, binevenită într-un fel, faptul că și-a adunat cronicile, în felul ăsta avem o oglindă a întregii ope al lui Iorgu Gălățeanu, în prisma criticilor care s-au ocupat de opera sa. Îl felicităm pentru acest exercițiu de a-și aduna gândurile despre opera sa. Până data viitoare, vă doresc numai bine!